Viceprimarul Comunei Bustuchin, Gheorghe Stoienescu, spune că toate materialele necesare introducerii rețelei de canalizare s-au achiziționat încă de anul trecut, iar acum lucrările se desfășoară foarte bine. Introducerea rețelei de canalizare? Da, suntem în zona amplasamentului stației de epurare. Introducerea canalizării în satele Pojaru, Bustuchini, Poiana Seciuri și Cătunele Aferente. Suntem în pline lucrări de desfășurare a acestei rețele. Majoritatea echipamentelor au fost achiziționate încă de anul trecut, le avem undeva depozitate. Urmând... Se întinde pe câți kilometri? 24-25 de kilometri în cele trei sate pe care le-am menționat anterior. După finalizarea introducerii rețelei de canalizare, viceprimarul spune că va fi asfaltat și drumul. Cât timp ar trebui să se finalizeze lucrările? Da, depinde și de fondurile pe care le vom primi, dar așa cum stau lucrurile și cum societatea care efectuează lucrurile a lucrat în această perioadă, poate chiar anul acesta îl vom finaliza. Sperăm că dacă lucrurile vor continua așa, cu siguranță până la iarnă vor fi gata lucrurile. Și drumul acesta urmează să fie asfaltat? Da, este drumul ce face legătura între drumul județean și amplasamentul stației de epurare. Va fi asfaltat, într-adevăr, plus că deservește cetățenii care au terenuri în zona respectivă. Autoritățile locale susțin că rețeaua de canalizare este foarte necesară pentru locuitori.